Bine m-a regăsit, prieteni! Ați văzut? Antoldul manelelor s-a fâsâit. Bine, asta nu înseamnă că ăia sunt fraieri și eu sunt deșteptul. Stați liniștiți, că ieri mi-am pus pompa în fântână. A fost un fel de aventură, că v-am spus că am două mâini stângi. Mă rog că mai merge mintea din când în când. Dar am zis că să vorbim despre asta pentru că la un moment dat câțiva au făcut mișto de mine și au zis: băi, cu Clujul ăla vostru de 5 stele, cu Ardealul ăla pe care tot îl erdeiești, îl zibembârghinești, da, uite că voi, la voi se face în mai mare festival de manele, nu știu unde, ce comună de asta de lângă Cluj. Băi, și ce să vezi, cântăreți au venit, Guță, Jador, de Guță știam, de Jador nu auzisem până acum, dar m-am uitat repede să văd cine-i. Și ce să vezi, că n-au venit spectatorii. Au trimis ăștia de la Cluj o grămadă de jandarmi. Dacă iese scandal că ăia sunt... Na, după ce se încălzește, te încălzește un pic muzica, mai bei o vodka, mai nu știu cum, simți nevoia să fii mai tare decât trebuie să fii. Știi? Au trimis jandarmi, s-au întors jandarmii la Cluj înapoi și au zis: domnule, nu-i nimeni pe acolo, nici n-au mai intrat cântăreții pe scenă, că au zis: băi, dar păi n-avem pentru cine cânta. Sigur! Tot felul de reclame înainte. Cel mai mare festival de manele din țară, Antoldul Manelelor, să vezi ce o să facem. Ei bine, fâs. Dar de ce? Asta o să când în Ardeal nu se ascultă manele, stați liniștiți. Aici nu este o rezervație de îngeri care se uită așa contemplativ, byronian, bovin, la ăilalți care evident sunt plini de guță și de salam. Nu. Beethoven nu s-a născut în Ardeal și nici Mozart. E un pic de diferență, dar nu e chiar așa. Dar de ce nu merg manele în Ardeal? Nu merg în primul rând pentru că versurile sunt urâte. Sunt versuri care cheamă la răzbunare, la invidie, la ia uite ce merțan mi-am luat în cațaș, ia uite ce nevastă am și ce, cât alcool pot să beau. Și știi, asta... Aici în Ardeal nu-s prea mare cu fazele astea, pentru că lumea face mișto de tine. V-am povestit de ăla care câștigase $1,000,000 pe vremea aia la loto și, bă, mergea prin tot satul numai să vorbească despre cum o câștiga el, cum o visat și s-o zbătut ochiul și soacră sa, s-o scărpina nu știu unde. O scăpa de hemoroizi înainte cu o sară de a pune numele la loto, până lumea s-o sărat de el și o zis: bă, gata, ok, $1,000,000, du-te dracului de aici, că nu mai vrem să... avem noi altă treabă, mergem la sapă, mergem să bem o bere, avem altă treabă, da? În Ardeal nu-ți merg chestiile astea pentru că lumea te abțiguie. Sigur, acum să nu crezi că suntem o nație de filozofi, de moraliști. Nu suntem stăți din coastele lui Cioran, înțelegi, moraliști. Nu, dar aici te enervează epatarea aia cu merțanul și ciolanul și ceva în genul ăsta, fără număr și mai știu eu ce. De ce prind în sud? În sud prind pentru că, în primul rând, manelele acolo s-au născut. Atenție, nu erau manelele din secolul XIX sau din secolul XVIII ce erau astăzi. Da? Anton Pan, de exemplu, era un creator de manele și, da, el are și stau pe canapea și ascult o manea. Erau povești de dragoste cu anumită filiație de astea orientală și trebuie spus un lucru. În sud, astea prind. Asta nu înseamnă că e rău că prind în sud. Este rău că s-au spurcat versurile. În loc să fie o melodie de dragoste, să fie versuri de dragoste, să fie ce erau înainte, da? S-au dus pe, nu știu cum se numește în limbajul lor, da, pe fără număr, ceva în genul ăsta. Bun, mergem mai departe. De ce se uită lumea cumva și cu condescendență, dar și cu dispreț către manele și de ce în același timp aproape toată lumea l-ascultă? În primul rând trebuie spus, și aici deja trebuie să fim onești, bă, maneliștii au niște voci superbe. Superbe. Mai vezi la o crâșmă, la o terasă, că mai pune unul câte o manea și trebuie să recunoști că au voci faine. Unele lucrate ar putea să meargă în concerte dacă n-ar cânta acele manele. Dar pe de altă parte lipsește educația aia de masă. Și mai țineți minte când povesteam de clasele 1-4,
alea care te învață din clasa a doua ecuația cu două necunoscute, te învață în clasa a patra suma lui Gauss, dar nu te învață valorile. Înțelegi? Și a fost un concurs de ăsta național de, pentru abecedare, pentru de-astea, și cei care au mers pe valori, hai să construim în ăștia patru ani de învățământ primar niște repere, da, uite, adevăr, onestitate, muncă, generozitate, ăștia au pierdut. De ce au pierdut? Pentru că noi nu suntem obișnuiți să investim în valori. Noi investim, și aici vorba de aproape tot spectrul ăsta sud-est european, investim în sclipici, pe chestii de-astea de termen scurt. Dom'le, mi-e foame astăzi, vreau să mănânc. Nu plantez un grâu, da? Ia o pâine. Chestiunile astea ne vor costa. Ne vor costa de ce? Pentru că dacă te uiți la copiii noștri, ei nu refuză manele. Ei nici măcar nu vor să audă de manele, în sensul că nu sunt în universul lor. Știu că există, dar nu au chestie de asta să refuze, domnule, nu-mi plac sau îmi plac. Nu. Am auzit că există. Cum avem noi cu, știi cum eram noi pe de vremea lui Ceaușescu cu Lamborghini sau imediat după Ceaușescu cu gumele la turbo, când vedeam niște mașini acolo super turbate în foițele alea, știam că există Lamborghini, știam că există TVR, tot felul de chestii, dar n-am văzut niciuna. Înțelegeți? Dar la ce ne uitam? Și eu mi-amintesc, ne povestea proful de folclor și etnografie, Aurelian Popescu, un tip extraordinar, făcuse pușcărie în 1956, se alăturase, cât era el de oltean, cauzei maghiarilor din 1956, l-au băgat la pușcărie și imediat după Revoluție s-a stins. Omul a fost și deputat din partea dreptei până în 92 și ne povestea: băi, distracția noastră preferată când venea câte o mașină din Iugoslavia sau din Bulgaria, Iugoslavia era un pic mai dezghețați decât noi, n-aveam noi să ne facem poze sau selfie-uri sau cum s-ar traduce acum. Și zicea, mergeam să ne uităm cât prinde la oră mașina aia. Păi, și când vedeam, Dacia avea 160, erau obișnuiți, și când vedea o chestie cu 200 la oră, alea erau poveștile lor de tineri. Dacă ai văzut o mașină care merge cu 200 la oră. Și l-am întrebat o dată: dom'le, bine, și care era satisfacția? Că am văzut, că există. Exact generația noastră era aici, la mijloc, care își închipuia, când vedea Dallas-ul, că totuși așa ceva nu există, dar e fain să te uiți la filmul ăla ca să crezi că într-o zi se va putea face în lume așa ceva. În lumea noastră era România. No, la manele e la fel. Manelistul trăiește în lumea lui. În lumea lui unde la nunți, la botezuri, la... lumea nu bagă în seamă versurile. Trebuie să fie niște versuri foarte de substanță, ghilimele, adică substanță cu de la 200 de vodcă în sus, ca să le bagi în seamă. În același timp, cum îmi zicea un domn profesor, dom'le, au versuri de căcat, dar dacă s-apucă unul să cânte la nuntă, te ridică pur și simplu de pe scaun și te distrezi. Ceea ce nu se întâmplă nici cu Beethoven, nici cu Mozart, nici cu nu știu care. Știi care e satisfacția? Nu că n-o prins festivalul ăla de manele de la Cămărașul de lângă Cluj, că până la urmă nu, cineva a investit acolo și a băgat niște economii, a vrut să facă o afacere, nu e ok să râzi de faptul că nu e ieșit la afacere. Dar poate că pe termen mediu și lung e un semnal: băieți, în porcării nu merită să investiți. Adu-mi un manelist care cântă nu știu ce, o manea veche, sau măcar pe versurile alea veche al lui Anton Pan. O să mă duc cu plăcere. Muzică veche. Există o muzică veche în Sud, extraordinară, și în Moldova. Bine, Moldova de la Cantemir încolo, lumea nu ascultă Cantemir, pentru că nu există un minister al culturii care să spună: hai să vedeți o muzică veche, bizantină, să vedeți cât de frumoasă poate fi. Iar în Sud există muzica lăutărească și aia trebuie să recunoaștem că altceva are, adică dacă segmentezi un pic cultural muzica lăutărească, începând de la Grigoraș din Nicu până la, nu știu, cine mai cântă astăzi, da? O să vezi că ai ce învăța din ele. E fain că nu au prins manelele, e fain că au dat semnalul: băieți, nu mai investiți în astfel de porcării. Dar, în același timp, trebuie să fie și un semnal de rarat. Bă, băieți, dacă tot aveți bani și vreți să faceți festivaluri, luați, bă, nu știu, o formație de geamparale din Dobrogea, luați o formație de muzică veche, de aia adevărată, uite, un Teleorman,
Eu ascult, de exemplu, din când în când, Liviu Vasilică. Băi, genial! Ascult un Tudor Gheorghe, ascult ăia vechii, ăia despre care lumea spune, vai, dragă, dar la ce concert, numerem. Și nevasta spune, las că numerem. Și când este concertul de manele, vine nevasta, dar numerem. Și atunci bărbatul zice, a, păi n-avem bani, că ăștia costă, la ăștia e fără număr. Băieți, vreți să devenim deștepți? Merem către muzica veche. Vreți să devenim, să fim așa cum suntem acum? Pune manele. Vreți, într-adevăr, să ne respecte copiii? Ne luăm după ei. Știu unde merg ei. Nici n-am curaj să vă spun. Mă duc să-mi ura iarba și mă duc să mă uit un pic la festivalul de manele, să văd așa, să am satisfacția cum totul e gol și cântăreții stau pe scenă și se uită în zare spre liberare. Oare nimeni nu vine la noi? Nimeni nu vine, băiete. Ești în Ardeal. Siebenbürgen, Erdei. Cum ar zice ăia care râdeau de mine, n-au mă la Clujul ăsta tău de 5 stele, n-au Ardealul vostru al imperială. Băieți, sunt fericit, cum ar spune Bacovia. Mi-am împlinit toate profețiile politice.